Foc, fum și panică într-un bloc de locuit din orașul Soroca. Un apartament a fost cuprins de flăcări. Locuitorii din apartamentele vecine au fost evacuați. Cazul a fost înregistrat în data de 15 iunie la ora 19 și 10 minute într-un bloc de locuit de pe strada Ștefan cel Mare. La fața locului au fost direcționate două echipaje de pompieri. În urma investigațiilor s-a constatat că incendiul a izbucnit într-un apartament cu două camere de la etajul 8. Salvatorii au evacuat din apartamentele vecine trei maturi și 5 copii care riscau să primească intoxicației cu fum și alte produse de ardere. Lupta cu focul a durat aproape o oră până ca pompierii să reușească lichidarea completă a incendiului. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit, iar focul a fost lichidat înainte ca flăcările să se răspândească și la apartamentele vecine. Totuși, focul a distrus în totalitate bunurile materiale păstrate la balconul apartamentului, dar și parțial cele aflate în camera vecină. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.